Operații tehnologice de realizarea unui produs din scânduri. În această oră veți învăța operațiile tehnologice pentru realizarea unui produs din materiale lemnoase din semifabricate respectiv din scânduri. Veți reuși apoi să stabiliți voi operațiile tehnologice pentru realizarea unui produs simplu. Procesul tehnologic de realizarea unui produs din materiale lemnoase cuprinde operații de pregătire, de prelucrare, de finisare. Operațiile de pregătire sunt măsurarea și trasarea. Operațiile de prelucrare sunt debitarea, rindeluirea, găurirea, dăltuirea, fasonarea, asamblarea. Iar operațiile de finisare sunt vopsirea, lăcuirea, lustruirea, dar pot fi și altele în funcție de produsul realizat. Măsurarea și trasarea se pot executa în același timp. Se măsoară și se trasează marcaje în vederea prelucrării. Se folosește metrul, dreptarul, creionul, dar și alte instrumente. Liniile curbe se trasează după un model sau un șablon. Debitarea sau tăierea se execută după conturul trasat. Se folosește ferăstrăul cu cadru. Ferestrăul coadă de vulpe. Ferestrăul pentru traforaj, mai ales pentru lucrări decorative de mare finețe. Debitarea se poate executa și cu diferite ferestraie mecanice. Prindeluirea are ca scop obținerea unor suprafețe nete, și plane, sau îndepărtarea surplusului de material croit sub formă de talaj. Se folosesc rindele de diferite tipuri și dimensiuni în funcție de materialul de prelucrat. Găurirea se execută cu burghiul acționat manual cu coarba, sau cu mașini electrice de găurit. Prin dăltuire se obțin scobituri de diferite forme. Se folosește dalta și ciocanul, dar și scoaba, mai ales în sculptură. Fasonarea sau netezirea se face cu rașpele și pile. Asamblarea se poate realiza prin încleiere, cu cuie, cu șuruburi, cu cep. Asamblarea prin lipire. Șlefuirea cu hârtie abrazivă se execută pentru pregătirea sau pentru finisarea suprafețelor lemnoase. Vopsirea are scop decorativ și se folosesc pensule și diferite tipuri de vopsele. Stabiliți operațiile tehnologice pentru realizarea căsuței pentru păsărele din imaginile prezentate. Mult succes.